Planuri peste planuri acum 50 de ani în Galați. Cităm, ieri a avut loc lucrările celui de-al 11-a sesiuni a Sfatului Popular Galați. Numai puțin de 380 de milioane de lei au fost investiți în 1963 la Galați în scopul îmbunătățirii condițiilor de viață a oamenilor muncii. Din această sumă au fost construite mii de apartamente, au fost extinse rețelele de alimentare cu apă și canalizare, au fost amenajate străzile și au fost deschise zeci de unități comerciale. Legătura între școală și familie era și ea la mare preț acum 50 de ani. Atragerea părinților la viața școlii s-a realizat folosindu-se diferite procedee, precum convorbiri individuale, vizite, lectorate. Participarea părinților la viața școlii în număr cât mai mare a fost condiționată de faptul că ridicarea nivelului pedagogic al părinților prin lectorate, care a devenit o tradiție în școala noastră. Se pare totuși că această tradiție s-a pierdut de-a lungul timpului. Tot legat de familie, întâlnim și un articol despre îngrijirea noului născut cu scopul de a ajuta mame cu sfaturi utile despre ceea ce înseamnă venirea pe lume a unui nou membru al familiei. Astfel, aflăm că în primele 30 de zile de la naștere, copilul poartă denumirea de nou născut. El trebuie îngrijit cu multă atenție și pricepere, ferit de orice ar putea să-l îmbolnăvească, pentru a trece cu bine prin această perioadă. Totodată descoperim că cea mai bună hrană a noului născut este laptele de mamă. În prima lună, copilul trebuie să primească 7 mese pe zi la 3 ore interval cu o pauză de 6 ore noaptea. În niciun caz nu trebuie pus la sân între mese, chiar dacă plânge. Lista de sfaturi utile continuă spre fericirea mamelor care, la vremea respectivă, nu se puteau bucura de minunea numită internet. Pe 12 noiembrie 1963 era anunțată vernisarea unei valoroase expoziții. Despre ce era vorba? În sălile Muzeului Regional de Artă din Galați a avut loc vernisajul expoziției retrospective a pictorului Rudolf Schwarzer Cumpăna, artist emerit al artei. Cele 50 de lucrări expuse cu subiecte variate și semnificative reprezintă o sinteză luminoasă a unui efort artistic încununat de succes, o imagine vie desprinsă din realitatea poporului muncitor din țara noastră. Bunăstarea gălățenilor era demonstrată acum 50 de ani prin numărul mare de depunători la cec. În perioada 1 ianuarie 30 septembrie, economiile bănești depuse la cec au fost cu 80% mai mari ca în perioada corespunzătoare a anului trecut, iar numărul depunătorilor a crescut în aceeași perioadă cu 4.335. Orașul Galați devine un centru urbanistic modern. Așa era lăudată urbea de la Dunăre într-un articol publicat în Viața Nouă pe 12 noiembrie 1963. Oricine poposește în orașul Galați după o absență mai îndelungată rămâne plăcut impresionat de noile construcții. La șirul miilor de apartamente realizate până în prezent s-au adăugat anul acesta încă 376 de apartamente în centrul orașului. Orașului și 1593 apartamente în cartierul Țiglina. Totodată au fost modernizate mai multe artere din Galați și a fost extinsă rețeaua de apă și canalizare cu 20 de kilometri. 3 școli, un cinematograf și o nouă policlinică au fost și ele bifate pe lista realizărilor de acum 50 de ani, realizări care ar face gelos orice edil din zilele noastre. Se pare că zicala practica ne omoară nu era valabilă acum 50 de ani. Între 21 octombrie și 5 noiembrie, studenții anului 3 de la Institutul Pedagogic de 3 ani din Galați și-au desfășurat practica pedagogică în câteva sate ale regiunii noastre. Conștienți de faptul că, afară de munca de la catedră, sarcina fiecărui viitor profesor este de a contribui la ridicarea nivelului cultural al țărănimii colectiviste, studenții au inițiat acțiuni culturale interesante, printre care se numără și prezentări de cărți și filme care rulau la cinematograful din sat. Tot în aceeași ediție era semnalat un caz de carte închisă. Dorim să pășim pragul Bibliotecii Comunale din Munteni, raionul Tecuci. Ușa e încuiată. Căutăm programul de funcționare. Lipsește. Ne interesăm de bibliotecar. Și el e absent. Plecase după treburi personale într-o comună învecinată. Se pare că bibliotecarul făcuse un obicei din a nu-și respecta programul spre disperarea cititorilor, care erau nevoiți să stea la mila tovarășului respectiv pentru a-și potoli setea de cultură. Joi 14 noiembrie 1963 eram invitați pe malul Brateșului, mai ales că se muncea din zor la amenajarea plajei de pe marginea lacului. Cităm, peste 300 de constructori ajutați de 22 autobasculante și 2 autoîncărcătoare au prestat lucrări importante la plaja pe care la vară o vor vedea mult mai aspectuoasă și încăpătoare.
Vineri 15 noiembrie 1963 ne este făcut portretul omului muncitor de la țară prin prisma unei harnice îngrijitoare de animale din comuna brăileană Măicănești. Deși tânără ca vârstă, avea numai 20 de ani, lucrează în gospodărie de 5 ani. A reușit să învețe lucruri frumoase, să îndrăgească munca, să obțină rezultate bune. Are în primire 38 de viței de toată frumusețea, pe care îi îngrijește mult, asigurându-le în afara raților de lapte și o substanțială hrană. Se confecționează o cămașă. Când îmbraci o cămașă, o bluză sau o pijama nouă, manifesti întotdeauna o satisfacție, o bucurie tinerească. Puțin știu însă ce înseamnă procesul de confecționare ale acestor obiecte vestimentare, așa că Viața Nouă publica vineri 15 noiembrie 1963 un articol ce arăta în detaliu drumul cămășii. Zilele trecute am urmărit drumul unei cămăși de la valul de zefir până la depozitarea ei. Am admirat înainte de toate frumusețea modelelor. Mașinile sunt foarte bune și acționarea lor la curent electric ne mărește precizia și randamentul, mărturisea la vremea aceea Constanța Niță. Îndemânarea și precizia făceau ca un simplu material să ajungă obiect de îmbrăcăminte dorit de toată lumea. Mare sărbătoare la școala medie Nicolae Bălcescu din Brăila, unde la 16 noiembrie 1963 era sărbătorit centenarul instituției de învățământ. Înființată în 1863 ca cel din tâi liceu real din țara noastră, această instituție de învățământ a răspândit lumina cărții în rândul multor generații de elevi. Tot în aceeași ediție aflăm de cele peste 600 de salturi cu parașuta ale Angelei Năstase, care la doar 16 ani efectua primul salt în văzuhul liber. Din articol aflăm că a uimit la mitingurile aviatice de la București, Ploiești, Buzău, Iași, Cluj, Timișoara, cu probele de stil și evoluție. Victorii, recordmenă mondială în 1960 la salt de la 1000 de metri cu aterizare la punct fix și de 3 ori campioană a Republicii, ultima dată în vara anului 1963 la Iași și campioană internațională absolută.